Bine te te-am pregăsit. Astăzi vom vedea împreună cum putem exprima timpul sau ora. Prietenul nostru, Mark este foarte matinal. El este irlandez. La ce oră crezi că se trezește el? Ce oră ar putea fi oare în România? Tu la ce oră te trezești dimineața? Pentru a putea formula corect răspunsul la această întrebare, poți privi această imagine. E important să știi că fiecare popor are propria cultură legată de măsurarea timpului. În limba unor popoare indiene, de exemplu, nu există cuvinte precum târziu, a întârzia sau a aștepta. Nordamericanii au un sens al timpului puternic ancorat în prezent și orientat spre viitorul imediat. Ora, timpul, în toate zonele Pământului este stabilit în așa fel încât ora 12 să coincide cu amiaza în acel loc, adică cu momentul în care Soarele ajunge în cel mai înalt punct de pe cer. Amiaza nu este la aceeași oră în toate țările și orașele. Timpul de referință pentru stabilirea fusurilor orare este timpul universal coordonat, care are la origine timpul observatorului astronomic Royal Greenwich din Londra, Anglia. Citește cu atenție orele din fiecare oraș. Indica acum orele și minutele arătate de ceasurile de mai jos. Iați timpul necesar pentru rezolvarea acestei sarcini. Cu siguranță exercițiul nu ți-a pus mari probleme. Verifică dacă ai rezolvat corect. Timpul se măsura încă din vechime. Care instrumente crezi că se pot folosi pentru a măsura trecerea timpului? Ei bine, pentru a măsura timpul, putem utiliza un calendar, o clepsidră sau chiar un ceas de mână. Istoria măsurării timpului se referă la evoluția dispozitivelor de măsurat timpul, clepsidre, ceasuri, cronometre. Încă din perioada celor mai vechi civilizații, omul a fost preocupat de măsurarea timpului și aceasta pentru a-și putea organiza viața socială, viața religioasă și cea economică. Să construim împreună programul unei dimineți obișnuite. Numește acțiunile realizate de personaje și orele la care ar putea acestea avea loc. Ei bine, eu m-am gândit că la ora 7 ne trezim și facem câteva exerciții pentru înviorare. La ora 7 și 10 ne spălăm pe dinți și pe față. La 7 și 20 ne îmbrăcăm deja pentru școală. Servim micul dejun la 7 și 30 de minute. La 7 și 45 de minute suntem deja pregătiți să ieșim din casă. Spune-le și tu colegilor programul unei zile. Felicitări! Ai ajuns la final. Te-ai descurcat grozav!